Viorica Dencil, mesaj ferm către ministri în adina de guvern, ei clarificai acest lucru. După ce Maria a spus că salariile bugetarilor vor fi peletite înainte de pas subliniere T, dar pensiile nu, premierul Dencil le-a cerut min subliniere trilor, miercuri, la începutul subliniere din cei de guvern, să ias public subliniere i se explice situația pelecii salariilor în avans. A subliniere acum subliniere tici, am decis să peletim salariile înainte de pas subliniere ti sublinierei Ministerul Finanțelor a creat cadrul legal în acest sens. Am văzut ce în ultimele ore au apărut informații contradictorii în spațiul public în legătură cu acest lucru, dar sublinierei la plata pensiilor în avans. De aceea, vă rog domnilor mini subliniere tri să ia subliniere aici să clarificați de urgent aceste lucruri, pentru ce trebuie să avem o informare corectă a cetățenilor. Cu toate ce eu am explicat ieri de ce nu se pot da pensiile în avans, o să o rog pe doamna Vasilescu să mai dea încă o dată aceste explicații. Intenția noastră a fost o intenție bună în prag de sărbători sublinierei cred ce nu este normal să apară astfel de situații, a afirmat Viorica Dencil.